Haideți pe el. Ei, stai jos. Hai, nu te lăsa, stai de a tot vede întunecat viața. Pune ia, vezi că am pus acolo pe ăla și nu e bine așa. Că nu e bine așa, mama. Hai, te rog, mami, frumos. No, mă. Da, la muzică, femeie. Dite-mi că avem patronat. Îți bagi joc de mine să mă arăt, mama. Știu. Pardon. Facem o... Facem de asta. Mazăre. Bem o cafea. Da-ți. Lasă-mi pe aici. Ce faci? Bună, bună, dragii mei, n-am mai intrat de mult pe live din cauza că am fost și bolnavă. Am fost pe TikTok, da, dar să știți că mi-a fost rău și am fost și la spital o lună și jumătate, să vă spun, Alexandra, pentru că am fost foarte, foarte bolnavă. Ioi, medicamentele mâncați iarăși. Du-te și... Păi dar de ce să mă duc să mă curg? Dacă nu-ți convine și afară, bună seara! Dați cât mai multe like-uri! Bună invitam! Se vede... Pe amândouă ești tu copil. Asta e a meu. Un întunecat. Și asta? Uite aici. La eu nu se vede întunecat. Așa. Așa. Mă, se vede și la Ionuț. Mă, sigur se vede, nu? Tu ai mai multe like. Na bine, eu am ei contul mare. Bun. Se vede... Ia. Bună! Zici ce face, adică bună seara. Zici ce face, adică... De care adi? Nu zic numele tău. Da. Am zis că nu mai zic. Nu zic aici numele. Îmi pare cu regret de rău. Stați să vă arăt. Și... Stai că pe tine te scot afară. Te rog frumos. Elimină, elimină. Uite așa. Te-am dat afară. E mult mai bine așa, nu? Mazăre, dragii mei, stai și să vă arăt. Uitați, sunt să fiarbă. Vedeți, dragii mei? Mazărea, asta e cratița ce am avut varza, nu contează cratița aia, că iau multe tratamente pentru epilepsie și, mă dați seama, e cam rău, când aveți, când ai epilepsie, trage-mă jos! Bravo, zi de... Tare, mă. Eu sincer să vă zic că nu înțeleg ce vreți să zic. Nu se vede că am un pic de ceasă. Sincer să vă spun, nu știu de ce. Da, mi l-a închis, da. Care? Bună, bună! Iubire! Da. Medicamentele! Tai, ce m-am să te luat oameni frumoși! Ia, iubirea mea! Dar n-am făină, am mâncat, aș cred eu!
Du-te Constanteanule. Asta face. Ah! Cac. Ia ieșit afară. Direct bloc ți-am dat. Direct. Dar de ce să fiu nesimțită? De ce? Vine și aici? Ia ieșiți afară. Și tu. Ia, ia. Pe-a meu. Și aici vine să... Am tratament, dragii mei, și atât ea iau și așa m-am săturat și nu mai am un tratament. Și nu știu cum să fac ca să mă duc, ca să iei rețetă, să-mi iau un tratament, dragii mei. De aia de epilepsie. Asta e epileptică, dragii mei. Mă înțelegeți? Tută viața mea. Păi n-avem ce face, oameni frumoși. Am stat o lună jumătate. Doar în spital, am crezut că crop acolo. Bună seara! Uite, te salut, oameni. Bună, bună, bine ați venit! Cu talent, cu talent, pasă mâncare în sală. Mulțumesc din suflet! Du-te, viața mea! Du-te! Ia unul mai mare, un buldel mai mare. Ăla-i prea mea viața mea. Păi hai să-mi dă viața mea. Păi e altă, că mai este încă. Iubita, sunt cu epilepsie, mi se făcea rău și făceam atac de panică. Și din cauza la atac de panică, făceam crize. Și până s-a obișnuit corpul cu acest tratament, m-a dus. Și peste tot m-a dus și să știi că mi-a fost foarte, foarte, foarte rău. Făceam și spume la gură, ziceau medicii și până mi s-a obișnuit corpul. Dar zici că umblu ca în aer, credeți-mă, așa de român și acum nu ies toată ziua din casă. Bună! Da, știu că nu e bine. Numai în oxigen am fost, numai în toate prostiile și cam... Când mă trezeam, dădeam jos de pe singură. Ce caut asta pe fața mea. Dar erau săracii medici, erau lângă mine și... Chiar le-am spus că îmi pare rău pentru ceea ce se întâmplă și asta este, că eu n-am putut să, cred că nu mai are semnalul ăsta, nu știu. Da, că îi doare dincolo. Nici cum nu mai merge. Sunt ca celui. Hai, sănătate, mulțumesc din suflet. Și să știți că e foarte greu să fii bolnav și să iei tratament de scad drogurile. Deci că ești drogat. În cameră, e un pic bolnăvioară, face un pic de febră, dar am tratament. Pentru el.
Da, știu, m-am și stresat și dorm ziua, bine, am și de somn noaptea, am tratament, milene să le scot, că sunt foarte multe. Și nu simți că umbli ca în aer. Da. Mi-a dat acum pe 2 luni. Mi-a făcut o schiță. Bine, cred că am mai făcut încă de vreo 3 ori crize, dar nu m-a ținut atâta. Am pe acolo desnic, fraților, până s-a obișnuit corpul cu ele. Am zis că sunt zombi. Dar nu plecau asistentele până nu le beam. Bună seara!